emisiune, doamnelor și domnilor, pentru că suntem păziți. Ia uitați aici, în stânga și în dreapta ce am, niște adevărați păzitori, aceste patru pede absolut minunate, care sunt și premiate, după cum vedeți că au acolo cocarde de campioni. Avem și această bijuterie de zici că este pe baterii, doamnelor și domnilor. Toate aceste minunății sunt aduse la noi în emisiune de către Mihai, Mihai Naia, pe care îl știți foarte bine, l-ați mai văzut, super specialistul și cel care are grijă, l-am avut cu tot soiul de căței, mai fioroși, mai cuminței. Bine ai venit, Mihai! Bine v-am găsit, mă bucur tare mult că sunt aici. Bine ai venit, te rog frumos să-mi prezinți distinsii noștri invitați în patru lăbuțe. Facem prezentările, păi, începem cu Pablo. Pablo este un lup elvețian. El este Pablo, da? El este Pablo, campion România. Este o frumoasă pudeliță. Domnișoara, cum o cheamă? Care tocmai a venit de la salon și se vede. Ce să zic, e mai mult decât aranjată și o avem și pe Aca, care este și ea la rândul ei, o femelă de Malinois. Este nepoata mea, ca să zic așa, pentru că eu am pe bunica ei și care ești este ei? Da. Sau bunicul? Un fel de bunic. Hai, am să înțeles. Așa. Doamnelor și domnilor, a venit cu bunicul la televizor. Da, bunicul a venit cu nepoata și ea este campioană România de asemenea. Deci fiecare, avem campion aici, da? Da, fiecare dintre ei o să ne arate câte ceva. Auzi, ce i-ai dat acum? Că am văzut că a simțit nevoia de puțin alimentare. Ha? Recompensă. Întotdeauna recompensă. Recompensa din ce e făcută? Pui. Cărniță, nu? De pui. Din cărniță. De pui. Ia vino domnul, ia. Gat. Doamnelor și domnilor, aveți aici cărniță de om, dacă doriți. Ce vrei să... Te pricep cu căței sau... Vedem acum. Da? De o mușcătură mergem înainte. E bine acolo, că dacă vii aici chiar o să fie... Adică? Nu o să fie bine. Hai. De ce? Ăla micu e, aia mică e mai periculoasă? Ia vezi, ia vorbește cu el. Mă refuzat. Ia să vedem. Ia mă, hai, apleacă-te și tu, vorbește frumos. Hai. 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 Și luaca. Auzi? Du-te acolo, dă-i și lua. Ia, hai, să te văd. Sau aici. Tot să bagă la pute, la mulțumesc ea. Îi dăm, fără probleme. Nu sare fără comandă, ia să vedem. Mai aproape. Vezi, bă, că nu te bagă în seamă. Ce zice, bă, decât să mă facă cremvuș, mai bine? Foarte bine. Deci nu vreau, mă. Dar din ce carne e? Din ce carne e asta? Nu știu, probabil că e ceva mezer. Să nu mănânci, că e de jos, mă. Dar nu mănânc eu, ce? Se pare normal. Da, cred că e bună la gust. Că hai să vedem. Să răspătați. Ne-am făcut de râs destul în preajma căinilor și eu și colegul. Hai să vedem ce fac ei. Hai să facem așa. O punem pe aca înculcat. Și o să facem un refuz de hrană cu cremvuști. Apropo de refuzul de hrană, că a fost foarte inspirat. Intră câinile în refuz de hrană, bă, băiatule. Ia să vedem cu cremvuști. Și o să-i aruncăm lui Pablo cremvuși să vedem dacă ne trădează astăzi. Câtă risipă, stimați telespectatori! Uitați-vă și dumneavoastră pe criza asta. Și îi mutăm poziția lui Pablo și îi dăm recompensă. Ne luăm cremvușii de acolo. Cu niște muștari cum mergea acolo. Pe jos așa, nu? Minunat. Bun. Deci atenție mare, asta e foarte important pentru un câine, pentru că de multe ori e tentat să mănânce de pe jos și să fie rău. Refuzul de hrană presupune o parte foarte complicată a dresajului și are mai multe elemente. Greu să ajungi în punctul în care câinele să refuze crembuștiu. Crembuștiu e ceva, ca și osul, reprezintă ceva mai special și ca miros. Dar și de ca... ce? Are un miros apetisant. Aha. În primul rând, are un miros special. Când e făcut în carne, când a trecut pe lângă carne, mă rog, așa. Deci e carne. Hai să vedem un refuz de hrană până la urmă și la aca din mână. Ia să vedem. Fii atent, vorbești cu mine, da? Tu stai cu minte. Ei au treaba acolo, da? Îți place la emisiune? Latră o dată. Dacă nu-ți place, latră de două ori. Vedeți? Practic îi cere stăpânului să mănânce și de la altcineva nu mănâncă. Foarte frumos, da? Deci nu e, băi, ce înseamnă? Ce bine ar fi și la noi, băi, să se facă cu bere așa. Să stăm așa și cu berile. Refuz de bere, a? Refuzăm. A intrat în refuz de bere. Ia, să vedem. O punem să vorbească. Ia. Ușor. Aca, bună ziua, hello, zi ceva. Super. Și încă o dată vreau să vorbească. Ia să vedem. Și o punem să facă și culcat. Și mort. Și rostogol. Iaita! Asta, ia încă o dată culcat. Mort. Cristi, rostogol. Asta e. Nici eu nu pot să fac așa. Cam nu așa. Reușești? Nu, cât aș încerca, nu. Să... Și partea interesantă... Problema e că tu nu intri în refuz de hrană, oricât ar fi. Adică, da, adică asta nu pot. Nu pot, nu? Da. E,
o perioadă nici eu n-am putut, dar recunosc că până la urmă mi-a ieșit, că n-am avut de ales, nu? Da, aia fest. Știm, nu? Bine, intrăm într-o perioadă de criză în care o să intrăm vrând nevrând în refuz de hrană, așa de că nu faceți probleme. Și acum, ia să doamnelor vedem și domnilor, au apărut și fetele, cochetele. Hai, păpușe, ia să te văd. Ia să vedem noi. Ce face asta, Mica? Cum batem Cuba? Batem Cuba? Ia! Yeah. Ce vorbești, bă, între picioare, ia să vedem. Te-ai topit! Asta e. Ce a zis? Zici și mie ce a zis. Azi că îi place la emisiune și că... Că îi place și la că emisiune? Mai vrea să vină. Mai vrea să vin? Vrei să fii asistenta mea la emisiune? Mi-era ia sigur. Să vedem. Ia. Ce frumos. Bravo. Ce vorbești. Super. E jucărie, mă. Ia nu mânca leucop la sută, adică nu-i bun. Ia să vedem. Ia. Ia să vedem. Lasă. Ia să vedem. Desajul cu copii și căței este foarte interesant. Practic, acum o să o pună să aștepte cu mâncarea în față și o să mănânce doar la comandă. Viața e asta, mă, să stai cu mâncarea sub nas și nimic. Da, da, da. Ia da. Să vedem și la comandă mănâncă. Ia să vedem. Asta e. Eu mai vreau să mai văd un cer în două. Deci vorbește cu pudel? Păi muncim. Păi mâncă, nu păi face, face și noi niște tumbe de alea culcat, morți și trezit și vedem dacă ne exact. Foame. Frumos. Da. Asta e comanda frumos. Ia să vedem. Super. Mai. Și am și o întrebare ca timp de dresaj, cam cât ar fi? Luni, ani? Cât timp ia ca să o aduce în starea asta de... Ideea e așa. Contează foarte mult stăpânul. Cel care ține capătul lesei este extrem de important. Dacă își dă interesul cu adevărat și își dorește să aibă un câine controlabil, va avea un câine controlabil. Dacă nu și o să o facă la maniera la care hai să o fac și pe asta, lucrurile s-ar putea să nu iasă tocmai s-ar bine. S-ar putea să te dreseze câinele pe tine. În momentul în care am un malinois. În momentul așa. În care... Malinois este... Ca aca, idee. Da. Dar vreau să vă spun un lucru. Există și sindromul câinelui mic. De multe ori câinii ăștia mici sunt mai periculoși decât ăștia mari. Puteam nu mă ții minte în desene animate când venea la micul ăștia făcea crepul. Da, adică exact. Ăla micul periculos. Ăla mic întotdeauna. Și o moment dat te trage de picior și mori acolo. Dacă da. O să citiți despre sindromul câinelui mic, o să vedeți că practic nu este o boală, ci este o trăsătură de comportament deprinsă în timp. Deci cumva ăștia mici se luați în brațe de către doamne da. Și foarte alintați, îi se ridică ego-ul foarte, foarte mult și le mușcă de față, de ureche, de nas. Pe stăpâni, nu? Pe stăpâni, da. Aha. Și atunci e foarte important ca de la mic la mare să facem educație cu ei pentru că n-avem ce. Iar în momentul în care am un copil care lucrează cu atâta drag cu al ei cățel și evoluează atât de frumos, ce să zic, îmi crește inima. Dar apropo de întrebare, dresajul de discipline elementare durează cam între 2-3 luni, între 2 și 3 luni, dar bineînțeles că educația durează toată viața. Dresajul trebuie menținut pe toată perioada vieții câinelui. E important. Da. Îți dai seama că după aia, dacă se ocupă Mihai de el, începe să mănânce cu furculiță și cuțit, îți răspunde la întrebări de cultură generală, participă la vrei să fii milionar, adică îți dai seama, îl face Mihai, ți-l împachetează, dar n-ai niciun fel de problemă. În atenția fanilor echipei Dinamo, din păcate, anul trecut ați suferit de sindromul câinelui mic, poate deveniți câine mare la loc. Asta a durut. Ai avut curaj? Ești dinamovist? Nu, eu nu sunt cu fotbal, dar a durut la mulți. Durul la mult. Cum scriam acolo? Doar Dinamo București. Doar Dinamo București. Foarte frumos. Ce ne mai arată distinși? E bine, avem un moment pe care l-am pregătit de pază. Poți să ies? Că poate mai ia de agresor. Nu neapărat. Deci, nu neapărat. Un moment de pază și protecție, și da? O să vedem ce înseamnă și un câine de pază. Ați văzut-o pe Aca cât este de controlabilă. Ați văzut-o că poate să facă și trucuri, să comunice foarte ușor cu stăpânul, să stea și cu noi, să stea în așteptare, dar o să o vedem făcând și pază și o să vedeți cât de puternică poate să fie această cățea. Dar ce vreau să scot în evidență este altceva. Un câine este foarte puternic. Întotdeauna va fi mai puternic decât un om. Întotdeauna o să ne depășească dacă își dorește din punct de vedere al forței. Faceți educație cu ei pentru că un câine de genul acesta, needucat, poate să fie o problemă pentru dumneavoastră și pentru cei din jur. Ar fi păcat să devină un pericol pentru cei din pericol social. N-aș vrea să mă joc cu cuvintele, dar
Asta este realitatea, de asta și foarte mulți oameni renunță la ei, îi dau, doresc să le găsească stăpâni, etc., etc. Pentru că n-au grijă de ei. Practic. N-au grijă de ei, despre asta este așa. Și dacă n-au grijă de ei, câinele face cel taie cap. Cel taie capul, cum vrea el, și ajunge până la urmă rău câinele, din neglijența noastră. O să-l invit pe Ioan aici la noi și o să vedeți pe Aca într-o mușcătură pe picior. 6, 6, 6. Tenim aproape și dă mușcătura. Ia frate. Ioan, mergi puțin cu spatele la mine. Fii aici, foarte bine. Acum, vreau să vă rotiți. Uitiți în partea aceea. Și calzi. Mângâi câinele, mângâi câinele. Priviți cât de determinată este cățeaua asta și nu vrea să lase sub nicio formă. Dar ne oprim, dar o să lăsăm la comandă. De ce nu mai râde nimeni în platou? Nu mai râde nimeni în platou, nu mai avem chef de glume? Bravo, tată, bravo, bravo. Mulțumim, bravo, mulțumim colegului meu, Ioan. Colegul nostru a plecat acum încet către spital, da, mai departe, foarte frumos. Deci, bravo. Un câine determinat, avem un câine de fază, da. Care poate să conviețuiască cu noi, chiar și fără boniță, dacă îi dă drumul din lesă, stă lângă el, niciodată nu o să se ia de cineva de pe stradă, dar gândiți-vă cum ar fi fost dacă n-ar fi fost educat. A fost o problemă. Da, doamnelor și domnilor, știți că era și bancul ăla celebru, știi, cu un tip, știi, care vede acolo, scrie, atenție, câine rău. Dar el se hotărăște, trebuie să ajungă la prietenul lui, sare și la un moment dat vede că vine câinele mare, câte un tuc-tum, 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 și la un moment dat îi pune labele așa. Și la un moment dat câinele se uită la el și zice, știi de ce n-am vrut, mă, să latru? La care ăla se uită și zice, de ce? Că n-am vrut să te sperii, prostul. Bună asta, dar vreau să vă spun ceva. De multe ori am spus că am avut o afinitate și mi-am dorit foarte mult să apar în, de când eram mic într-o altă emisiune a domnului Cristi Brancu și iartă-mă că, și iată că păi sunt și, mai n-ai fost și acolo? În a doua, am fost și acolo și am venit și aici. Aia e. Și vreau să vă spun ceva. Nu există câine rău. Nu există câine rău, există doar câine agresiv. Atenție! Răutatea nu există decât la oameni. Agresivitatea, în schimb, este o trăsătură de comportament defectuoasă care, într-adevăr, poate să pună serioase probleme. Deci câine rău nu există, există câine agresiv. Da, doamnelor și domnilor, Mihai este un adevărat campion în ceea ce înseamnă partea de dresaj. Știți că el are și o voce foarte frumoasă. Într-o bună zi o să-l chemăm să cânte. Le cânti cățeilor? Doamne, o să râdeți, dar mă mai plim cu ei. Păi sunt convins că sunt melomani, că muzica e... Mă mai apucă câteodată. Și cântă și ei cu tine? Nu, dar eu cred că le asta mică, ce muzică îi place? Ce ascultă? Pop-rock, nu? Deci vedeți că până și câinele are gusturi. N-a zis deloc că ascultă Țancă Uraganul, nu știu de ce. E aici? După cum mă uit așa la figura ta, cred că ascultă mai bune, așa, nu? Mă ascultă pe mine. Aia da, e treaba. Gata. Ascultați de tata ascultă ca să fie mine. Mai bine. Mulțumim foarte mult, eu Mihai. Mulțumesc. A fost mulțumesc. O apariție absolut spectaculoasă. De dincolo de aparatul de filmat, apare și domnul Iulian.